Gruparea Milsami Orhei și-a luat revanșa în fața multiplei campioane a Moldovei FC Sheriff Tiraspol. Duminică, Vulturii Roșii au învins Viespile Tiraspolene la ele acasă cu scorul de 1-0. Rezultatul a clasat orheienii pe locul 3 în clasamentul Diviziei Naționale. Înainte de începerea meciului, gazdele au ieșit cu o pancartă pe care scria "Stop războiului". Până în repriza a doua, meciul a fost unul echilibrat pentru ambele formații. Cele două grupări s-au jucat doar cu ocaziile de a înscrie, astfel la pauză s-a ieșit cu scorul egal de 0-0. Abia după revenirea din vestiare, mingea a trecut linia porții. Autorul singurului gol al întâlnirii a fost mijlocașul Sergiu Istrati, care a trimis balonul în poarta Viespilor în minutul 64, cu o reușită din interiorul careului. Și acum poate fi pericolul la poartă Atanasiadis și gol! Acesta a fost singurul gol al meciului, astfel victoria a mers în buzunarul oaspeților, care s-au impus pe final cu scorul de 0-1. Grație acestui rezultat, gruparea din Orhei și-a sporit șansele de a cuceri titlul de campioni în acest sezon, fiind pe locul 3 la 7 puncte distanță de Sheriff Tiraspol. Înainte de fluierul de start, campioana Moldovei a ieșit pe stadion cu mesajul "Stop War", în traducere "Stop războiului". Următorului meci al Vulturilor Roșii este programat acasă, pe data de 18 martie. Orheienii vor fi gazda celor de la Dinamo Auto.